Spuneți-mi, vă rog, care este situația de la, pe care ați întâlnit-o la Tama și, din câte știu, ați participat la un concurs și știu că ați depus și o plângere prealabilă la parchet. Din ce motiv? Bună ziua! În primul rând, vreau să spun că sunt o mămică a unui copil de 1 an și 8 luni. În curând o să trebuiască să încep munca și m-am decis să-mi caut altceva de muncă din motive personale. Ce s-a întâmplat? Am participat la un concurs. La un moment dat ni s-au spus subiectele. După subiecte, membra din comisie a ieșit pentru puțin timp afară, timp în care colegul meu, contracandidatul, a început ca să copieze de pe telefon, sau cel puțin așa am văzut, și am făcut sesizare când s-a întors membra din comisie, după care, văzând că nu se ia nicio măsură, am decis să urc la doamna primar. Doamna primar a spus că o să se intereseze de ceea ce s-a întâmplat și după ce m-am întors a doua zi, mi s-a spus că nu poate, adică că băiatul s-a uitat doar un minut, poate s-a uitat doar la ceas sau că nu se poate lua nicio... Legea nu precizează că n-ai voie cu niciun mijloc de informare în timpul unui astfel de concurs, un concurs și să-mi spui pe ce post. Am participat pentru postul de consilier debutant în cadrul Departamentului de Asistență Socială. Da, este o hotărâre de guvern care spune clar că după ce se precizează subiectele nu mai ai voie ca să folosești niciun mijloc de informare, dar nu am fost băgată în seamă, pur și simplu, adică nu s-a întâmplat absolut nimic. Am depus o plângere verbală la doamna primar exact înainte cu 24 de ore să se întâmple chestia asta și după vreo câteva zile m-am decis ca să fac o contestație, să-i o dau, să am scris la mână, dar mi s-a răspuns că nu am făcut contestația în 24 de ore și că am fost decăzută din acest drept. Bun, tu crezi că e... Ce anume te-a revoltat cel mai mult? Că la telefon așa mi-ai spus că, domnule, mă revoltă această situație pentru că am crezut că ceva se va schimba, că ai fost plecat în străinătate, ai revenit și ai crezut că te duci la un concurs în care lucrurile vor fi normale. Cum trebuie să desfășoare orice concurs? Păi ce s-a întâmplat? Acum 5 ani am terminat facultatea și tot așa am încercat să-mi caut de muncă pe domeniu. Văzând că nu se poate nici într-un fel, am decis ca să plec din țară. După vreo 2 ani m-am întors în anul 2017, crezând că s-a schimbat ceva, adică chiar credeam că se poate face ceva, dar mă confrunt zilnic cu fel și fel de cazuri. Și aud și de la prieteni care nu au curajul să vorbească, nu au curajul să spună ceea ce se întâmplă, le este frică, poate că sunt amenințați, nu știu exact care este motivul pentru care nu doresc să vorbească, dar dacă nu facem ceva în privința asta, ne merităm soarta, pur și simplu. Practic, haideți să specificăm. Este vorba de care primărie, de care primar, de care situație să localizăm exact? Este vorba de primăria din Tamaș. Este o doamnă primar, Veronica Donțu, pe care am apreciat-o până acum pentru că a făcut foarte multe pentru comuna noastră, dar văzând că sunt și alte lucruri care, de fapt și de drept, se ascund și nu se fac publice, pentru că acest concurs nu a fost făcut public pe portalul gov.ro, din câte știu, iar hotărârea de guvern spune că posturile vacante trebuie scoase pe site-ul guvernului ca să poată fi accesate de orice persoană care îndeplinește condițiile de participare. Am anunțat-o pe doamna primar, am spus, dar nu mi-a mai răspuns la mesaj când i-am spus că nu este postul pe gov.ro, că urmăresc gov.ro de 3 săptămâni și nu sunt, erau de fapt 2 posturi scoase, cel de asistență socială la care am participat și mai era un post de cadastru. Ești decisă să mergi până la capăt pentru că, într-adevăr, situația, poate nu e o situație, s-au mai scris, s-au semnalat în presă, dar de regulă cei care se confruntă cu astfel de probleme refuză sau ezită în a acționa cumva în instanță sau a face publice aceste situații. Deci tu ești decisă să mergi până la capăt și ce anume te-a determinat? Păi, în primul rând, copilul meu. Nu pot să cresc un copil și să-i spun că mamă învață ca să te duci să ajungi cât mai bine. Dacă, de exemplu, nouă ni s-au dat de învățat anumite regulamente, dar autoritatea publică
nu respectă anumite regulamente. De asta, adică nu pot ca să îi spun copilului meu la un moment dat să-l privesc în ochi și să-i spun, uite, mami a încercat să facă asta, dar nu s-a mai dus mai departe de frică sau din alte motive. Vreau să merg mai departe, știu că mi s-au încălcat anumite drepturi, știu că poate nici eu nu am procedat cum trebuia, că nu am depus în termen 24 de ore, dar chiar nu am știut exact care este treaba, m-am informat după. Sper să conteze mai mult ceea ce se întâmplă în spatele poveștii mele decât poate nu o să câștig sau poate nu, că nu-i vorba despre asta, dar poate că o să vorbească mult mai mulți tineri prin ceea ce trec. Să încurajezi și pe alții ca să nu cedeze, adică unui astfel de presiuni, da? Da, da, pentru că știu că am și prieteni care au trecut prin ipostaze asemănătoare și nu. Dar n-ar trebui totuși, în cazul în care ceea ce spui este veritic și probabil, adică în mod cert cu dovezi, n-ar trebui ca cineva totuși să răspundă și din punct de vedere penal? Bănuiesc că da, dar asta nu pot să decid eu. Adică o să încercăm să rezolvăm pe cale legală tot. Alo, bună ziua, doamna primar Donțu? Da. Fiți amabilă, vă rog, vreau să vă întreb ceva în legătură cu o sesizare primită de la doamna Claudia Antal, care a susținut un concurs pentru postul de asistentă socială sau în cadrul compartimentului de asistență socială de la primăria pe care o conduceți, adică primăria Tamaș. Dumneavoastră a reclamat, a făcut și o plângere la parchet, o plângere prealabilă, a reclamat faptul că nu s-a respectat metodologia și procedura în sine a concursului, adică în sală a existat un tânăr care a fost găsit cu telefonul asupra lui. Ați înțeles speța? Da. Am înțeles speța, am văzut postările dumneai. Eu, în momentul în care a venit la consul, mi s-a luat măsurile care trebuiau conform legilor, reglementărilor legale în vigoare. Nu am ce să comentez vis-a-vis de faptul că eu n-am fost în sală, nu cunosc faptul că ei au venit și mi-au atras atenția ca unul din concurenți are scos telefonul și că este salariat la primărie. Și am zis, nu este interzis ca un salariat de la primărie care este asistent medical angajat să opteze pentru a participa la un concurs. Nu e interzis, nu scrie nicăieri în lege că e interzis. Mai mult de atât nu pot să vă spun, știu că atunci la momentul respectiv comisia a luat măsuri în ceea ce privește. Ce aș putea să vă spun eu la televizor acum? Bun, nu, ideea este în felul următor că e o situație totuși pe care Da, pe care eu nu pot rezolva, să știți. Am înțeles că dumneavoastră... Pentru că eu am îndrumat-o la momentul în care a intrat la mine în birou, da. Am intrat-o să facă contestație, asta i-am spus. Poți să faci contestație, exact așa m-am adresat. Altceva, ce aș putea să vă spun eu acum, după mai bine de o săptămână, cred. Bun, și această Eu n-am fost nici în sala de concurs, nici în prezent, nici cu comisia n-am discutat, deci nici nu știu ce s-a întâmplat acolo. Cum aș putea eu acum să vă spun dumneavoastră că ce a procedat corect? Nu pot să vă spun. Am înțeles, însă știți care e ideea? Ideea este că doamna respectivă invocă faptul că acest concurs ar fi fost aranjat și mai ales că contracandidatul dumneai ei era angajat deja în cadrul primăriei. Dar nu i-a spus nimeni acest adevăr că este angajat la primărie. Băiatul este din comuna Tamaș, lucrează ca asistent medical la centru de zi pentru că au fost măsurile COVID de aplicat și l-am angajat pe perioadă determinată, că așa era legea, prevedea reglementările legale în vigoare, au fost suspendate concursurile, noi am avut niște probleme. Și nu înseamnă că n-ar fi putut sau nu înțeleg ce reclamă, doamna, că nu avea voie să participe la concurs sau cum? În primul, e o suspiciune, spune dumneavoastră. O suspiciune, da, este, dar nu interzice. Acum nu știu că, sigur. Nu-i salariat să participe la concurs. El era salariat cu contract pe perioadă determinată. Asta e altă poveste, așa este. Asta este. Da. Dar avea voie, doamna, avea voie cu telefonul în sală totuși. Asta eu n-am făcut parte din comisie și nici nu cunosc aceste detalii. Nu știu dacă avea voie sau trebuia să-i, ca la DNA, știți, când te duci la DNA, ți-a telefon. Nu știu dacă trebuia să-i ia cineva telefonul, asta nu știu. Chiar Bun. Nu știu, nici n-am citit, nu cunosc. Dar dacă avea voie sau nu avea voie în sală cu telefonul, nu știu. N-ați discutat cu președinta comisiei, n-ați discutat totuși acest aspect din moment ce s-a... Deja depășim orice... Dar v-am spus că nu cunosc detalii, ce să discut cu președinta? Dumnezeu, când a venit, am îndrumat o să facă contestații, ceea ce nu știu dacă a făcut sau nu a făcut, încă astăzi nu știu dacă a făcut sau nu a făcut contestație. Ce puteam să discute cu președinta comisiei și să-i spun... Deci am spus... Am dus-o personal la președinta comisiei și la comisii.
să discute cu comisia, nu cu mine. Deci era, ce puteam eu să fac dumneavoastră dacă nu sunteți membru într-o comisie și ești primar? Ce măsuri poți să aplici atunci asupra unei comisii? Este adevărat că i-ați spus că oricum postul de asistentă socială este o funcție grea și n-ar trebui să aplice pentru el? Nu. Nu i-am spus că nu poate să participe pentru el. Este că este un post, asistentul social este un post la care este foarte mult de lucru. Nu i-am spus că nu are voie să participe. Nu. Bun. Deci, practic, dumneavoastră susțineți că... Nu știu ce vreți să scoateți dumneavoastră acum, dar eu vreau să vă spun următorul. Nu vreau să scot nimic. Adevărul, doamna. Adevărul. Da, presa în general. Păi, vreau să exact. Vă spun următorul lucru. Eu de când sunt primar, atunci când am auzit că cineva vrea să lucreze la primărie, întotdeauna când am avut concurs, i-am sunat să vină la concurs. Deci n-am absolut nimic împotriva acestei fete, nu a avut nimeni nimic împotriva acestei fete, ba chiar mie mi-este dragă. De ce? Adică nu știu ce vreți să invocați. Deci eu pe... Doamne, eu v-am întrebat, eu invoc ceea ce mi s-a sesizat. Cu mâna pe suflet, da? Cu mâna pe suflet, că ea da. Mi-a fost dragă dintotdeauna fata asta. A, o cunoașteți, da? Nu am sub nicio formă. De la acest concurs. Iar eu, personal, nu cunosc detalii de ce s-a întâmplat în sala de concurs. Întotdeauna i-am sfătuit pe cei tineri din comună că să vină să participe la concurs. Nu i-am înlăturat niciodată. Bun, vreau să... Atât ce vă pot spune. Am înțeles. Bun, de ce n-a fost publicat pe gov.ro scoaterea la concurs? Pentru că nu este funcție publică, din câte știu eu, doar funcțiile publice. O să vă mai rog să ne dați un număr de contact a președintelui comisiei pentru a putea să ne înlesniți această discuție, pentru a putea verifica și punctul dumnealor de vedere, dacă nu vă deranjează. Da, o să vă dau un număr de telefon președintei, dar nu știu dacă pot să-l dau acum, stați să văd dacă mă descurc. Nu, dacă vreți să mi-l dați pe un SMS, v-aș fi recunoscător. Îl dau pe un mesaj. Da.